Două nuanțe asemănătoare, o stacesnată are o nuanță de... stacesnată are o nuanță așa mai roșiatică, iar... Și bine v-am regăsit astăzi cu un nou clip pe canalul meu. Astăzi am pregătit favoritele lunii februarie. Mă bucur că suntem deja în luna martie. De-abia aștept să vină primăvara, să se încălzească, să ieșim la soare, să ne plimbăm. Am adunat aici produsele mele preferate pe care le-am folosit cel mai mult în luna februarie. Deși nu par multe, mi se pare că s-au adunat câteva. Așa că nu vreau să o lungesc prea mult cu introducerea și voi trece direct la detalii. Și pentru că demachierea este foarte importantă pentru mine și nu ar trebui să trecem niciodată peste pasul acesta, voi începe cu două produse pe care am început să le folosesc de pe la sfârșitul lunii ianuarie și de care sunt super încântată. Am scris și un articol pe blog, o să vă las linkul în descriere. Este vorba despre aceste două demachiante de la Pupa. Am primit demachiantele astea și încă câteva produse de la Pupa și vreau să vă spun că sunt absolut minunate. Sunt foarte încântată de produsele astea. Ăsta este un demachiant pentru un demachiant bifazic pe care îl folosesc atât pentru demachierea ochilor cât și pentru demachierea feței sau a buzelor. Nu lasă o peliculă uleioasă. Îmi simt fața foarte curată și nici nu este nevoie să insist prea mult pentru a elimina machiajul. Îmi place foarte mult și sticluța. Vine așa. Se apasă pur și simplu pe capac și aici are o gaură prin care iese produsul. Și al doilea demachiant de la Pupa este de fapt un lapte demachiant. Este atât pentru demachierea ochilor cât și demachierea feței. Nu mă dau în vânt după laptele demachiant pentru că, nu știu, mi se pare că e prea dens și mă lupt un pic cu el. Însă cum am fost foarte ocupată cu mutatul și am stat mai mult în praf, la sfârșitul zilei demachiantul ăsta era tot ce aveam nevoie, pe lângă faptul că elimină impuritățile, hidratează și lasă tenul foarte, foarte catifelat. Recunosc că în ultima vreme nu l-am mai folosit atât de des, dar atunci când nu mai am chef să mă spăl pe față, să îmi pun uleiul hidratant înainte de culcare și așa mai departe, apelez la laptele demachiant și face o treabă excelentă, înlocuiește cu succes și alte produse de îngrijire a feței. Și tot de la Pupa este și acest BB Cream. Este o cremă anti-rid, un tratament anti-aging. Și este o cremă nuanțatoare, are o formulă non-grasă, este potrivită tuturor tipurilor de ten. Eu am tenul mixt spre gras, iar tenul nu îmi strălucește atunci când folosesc crema asta. Are un aspect natural, uniformizează tenul și nu mai am nevoie de fond de ten. Atunci când sunt pe fugă sau când nu am chef să mă machiez, folosesc această cremă. Și sunt foarte, foarte mulțumită de rezultate. Nuanța pe care o am eu este nude. Este o nuanță universală. Îmi place foarte mult și v-aș recomanda-o și vouă în cazul în care sunteți în căutarea unei creme nuanțătoare, unei BB cream care să uniformizeze tenul, să-l hidrateze și să îl mențină mat. Și dacă tot suntem la îngrijire, o să vă prezint un produs pe care cu siguranță vi l-am mai prezentat într-un clip anterior cu favoritele lunii, însă l-am redescoperit. Este vorba despre acest ulei solid cu ulei de argan de la The Body Shop. Se deschide un pic mai greu. Așa arată. Este un ulei solid, miroase foarte, foarte bine, se fluidizează și intră foarte repede în piele, lăsând-o foarte catifelată, foarte fină
și foarte hidratată. Îl folosesc atât pe piele, pe mâini, pe corp, uneori și pe față și chiar și pe păr, face o treabă excelentă. Este un produs multifuncțional pe care îl port cu mine de obicei în geantă. Un produs pe care l-am descoperit recent este laptele hidratant de corp de la Nivea, potrivit persoanelor cu pielea uscată spre foarte uscată. Conține ulei de migdale. Mi-a spus prietena mea, Ana, despre el, că ar fi super hidratant. Îl aveam în casă, nu l-am folosit niciodată, era nou și l-am încercat atunci, chiar în seara aia, și am rămas profund impresionată de cât de repede se absorbe în piele, chiar dacă este un produs pentru pielea foarte uscată. Pielea se simte instantaneu mult mai hidratată. Eu am probleme cu pielea de pe picioare și de pe mâini, mai ales în sezonul rece, este foarte, foarte deshidratată și atunci am nevoie de un produs care să mă ajute să îmi rehidratez pielea. Un alt produs pe care l-am descoperit în luna februarie este loțiunea de duș de la Balea Perfect Happiness. Este un gel de duș cu aromă de magnolie și macadamia. Miroase incredibil de bine, costă 4 sau 5 lei. Este ediție limitată, l-am văzut pe raft în DM și mi l-am cumpărat. De fiecare dată când fac baie se simte mirosul în toată casa. E pare un miros mai deosebit, este un miros dulceac floral. Știți că mă plângeam în ultimul meu clip de părul meu super uscat și că nu mai știu ce să fac cu el. Ei bine, am fost de curând la București, la Beauty District, și după cum se vede, părul meu arată mult mai bine, mult mai hidratat. Însă, înainte de asta, am început să folosesc acest ulei de păr de la Vela Professional. Este vorba despre Lux Oil în varianta mini de 30 de ml. Pe acesta l-am primit în cadrul evenimentului Beauty Bloggers Meeting din București, din luna decembrie, și nu știu dacă se poate observa, am folosit deja foarte mult într-o lună. Îl foloseam atât dimineața cât și seara, uneori îl foloseam chiar și zilnic. Partea bună la acest ulei este că nu îngrașă absolut deloc părul și miroase foarte, foarte bine, și odată aplicat pe lungimea părului, acesta se netezește și pare puțin mai hidratat. Parfumul meu preferat din luna februarie a fost indiscutabil Jimmy Choo, pe care mi l-am comandat de pe Aoro. Am mai avut parfumul ăsta în trecut și l-am folosit cu drag până la ultima picătură. Îmi place foarte, foarte mult. Este unul din parfumurile mele preferate și pe Aoro l-am găsit la un preț mult mai mic decât în magazinele fizice și n-am stat prea mult pe gânduri până să mi-l aleg. Dacă sunteți în căutarea unui parfum dulce, persistent, puternic și deosebit, vi-l recomand pe acesta. După cum am anunțat și într-un clip anterior, Urban Decay s-a lansat în România, a ajuns în magazinele Sephora din București sau online, și cu ocazia aceasta am primit și un pachet de la ei și am primit și acest primer de pleoape care are un ambalaj foarte atractiv. Așa arată, îmi place foarte mult aplicatorul. Iar machiajul rezistă intact toată ziua. Putea spune că este cam la fel ca și cel de la Too Faced, însă acesta îmi place mai mult datorită ambalajului, datorită acestui aplicator. Următorul produs este un ruj mat. De fapt, sunt trei rujuri mate pe care le-am primit în luna februarie de la Makeup Shop. Este vorba despre rujurile mate Boys & Berries, despre care am scris și pe blog. Așa arată. Am primit 4 nuanțe pe care mi le-am ales eu, dar preferatele mele sunt acestea. Este o nuanță incredibil de frumoasă pe de roșu, nuanța Chasity și Poison Ivy.
Acum sunt dată cu nuanța Chasity, care este o nuanță de roz pastel, care mi se pare că se potrivește la orice tip de machiaj, dimineața, seara, nu contează. Nu o să fac acum swatch-uri pentru că vă las link-ul către review-ul de pe blog și acolo puteți să vedeți mai multe poze și să aflați mai multe detalii despre aceste rujuri. Dacă sunteți în căutarea unui produs de sprâncene foarte ieftin și foarte bun, foarte rezistent, foarte cremos și cu care să vă conturați și să vă definiți sprâncenele, vă recomand creionul de sprâncene de la Kalos, cum s-o fi numind. Sunt incredibil de bune, de rezistente, costă doar 8 lei și sunt foarte, foarte pigmentate, sunt cremoase și se lucrează foarte, foarte bine cu ele. Eu am două nuanțe și chiar vi le recomand. Au fost creioanele pe care le-am redescoperit în colecția mea de machiaj și pe care le-am folosit aproape zilnic de atunci de când le-am descoperit. Cred că luna februarie a fost luna descoperirilor, produse pe care le aveam deja în colecția de machiaj, dar de care pur și simplu uitasem sau nu știu de ce le-am ocolit. În luna februarie am început să folosesc și acești doi pigmenti de la Glazel. Chiar și acum m-am machiat cu două nuanțe. Sunt foarte, foarte pigmentate. Pentru a putea să le aplic pe ochi, să nu cadă, am folosit Mist and Fix de la Make Up For Ever, pe care l-am redescoperit cu ocazia asta în colecția mea. Singurul lucru care nu prea funcționează este blending-ul. Odată ce încep să difuzez culoarea, se pierde și din intensitatea fardului, astfel încât trebuie să revin cu nuanța încă o dată. Un produs nou pe care l-am primit în luna februarie este acest ulei de la Gamard, ulei care poate fi folosit atât pe păr cât și pe față, dar și pe corp. Lasă pielea satinată și miroase foarte, foarte frumos. Place faptul că vine într-o sticlă de sticlă cu pulverizator. Și ultimul produs pe care vi-l prezint astăzi este acest corector de manicură. Nu reușesc să-mi fac niciodată unghiile perfect și un creion corector de ăsta pentru manicură mi se pare un must have. Eu l-am pe acesta de la Melchior și vă spun sincer că mi se pare mult mai bun decât restul creioanelor de acest gen pe care le-am încercat și funcționează foarte, foarte bine. Îl am deja de jumătate de an și am folosit un singur vârf care încă mai funcționează. Ăsta mai are încă 3 rezerve, deci cu siguranță un creion de ăsta ține mult și bine. Am terminat cu produsele mele preferate, sper că v-a plăcut clipul, aștept să-mi spuneți ce produse v-au plăcut vouă, ce produse ați mai descoperit și ce produse v-au atras atenția din clipul de astăzi. Nu uitați ca să fiți la curent cu noutățile de pe canalul meu de YouTube, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc!